Președintele PNL Nicolae Ciucă a postat pe rețelele de socializare despre propaganda presei ruse de stat care amenință cu rachete capitala României. Ciucă susține că această amenințare la adresa României nu este realistă, iar cetățenii sunt în siguranță datorită parteneriatelor NATO și a armatei române. Acesta subliniază că fiecare politician din România trebuie să protejeze unitatea și stabilitatea României, astfel să combată propaganda rusă care nu are alt scop decât cel de a speria și a dezbina. Gorjenii nu se tem de amenințările Rusiei pe care le consideră doar intoxicări. Blufează ca întotdeauna. Amenință că știe că frica e mare. E mare cât calul lui Berila. Americanii au distrus tot, toată Europa. Ei au pus-o la pământ. Război mondial nu va fi. Ne va da Dumnezeu război mondial cu tot. Apa va fi prima problemă în toată lumea asta. Niciodată. Apa, foamea și tot. Deocamdată agricultura dată la pământ, zootehnia la pământ, industrie nimic solo, lumea o să înfometeze cu totul. Într-o țară trebuie făcut turism, trebuie făcut în primul rând agricultură, zootehnie și tot, să trăiască lumea. Nu așa. Război nu va fi. Război ăsta va fi. Că cei Putin, cei Zelenski. Tot un Putin e și Zelenski. Mă gândesc că sunt oameni și deștepți care ori face tratative să se liniștească situația. Majoritatea gorjenilor spun că nu se tem de amenințările Rusiei și sunt de părere că nu se va ajunge la un al treilea război mondial.